Nu se mai fac bărbați ca pe vremuri. Nici telefoane, evident. Doar cuvintele au rămas aceleași. Dar presupun că se lucrează deja la asta. Hello. Hi there. Is it me you're looking for? No. Mi s-a întâmplat ca la un moment dat să fie un băiat care să-mi scrie. Și îmi scria niște mesaje foarte frumoase și întâmplător m-am întâlnit cu el la un eveniment. Și am simțit să vorbesc cu el dacă tot ne-am scris mesajele și s-a blocat. Și cumva n-am înțeles de ce s-a blocat. După care a început să-mi scrie din nou la fel cum îmi scria înainte. Let's do one more. This one's just short and sweet. Potrivit unui studiu realizat de experții de la Activate, 2,5 miliarde de oameni folosesc cel puțin o aplicație de chatting. Și pentru că nu vreau să dezamăgesc invitatele noastre de azi, presupun că vreo 40% dintre aceștia sunt bărbați. Un lucru e sigur. În februarie 2016, WhatsApp a anunțat că a depășit pragul psihologic de 1 miliard de utilizatori, ceea ce înseamnă că și-a dublat audiența de la preluarea de către Facebook la începutul lui 2014. O întrebare persistă. De ce să scriem ca apucații când avem practic resurse nelimitate să vorbim? Poate că e mai concis, deși mie mi se pare că ce scrii în 200 de mesaje rezolvi într-un minut de convorbire. Deci mă tem că pentru a ieși din acest paradox utilitar, suntem nevoiți să apelăm la psihologie, psihanaliză și câteva imagini cu profe sexy de română care nu înțeleg nimic din lexic și codurile HTML. Unii oameni nu se simt confortabili cu ei, cu ceea ce sunt și cu felul în care știu să interacționeze cu cineva. Când transmis un mesaj scris e un pic altceva, probabil că e și mai compact. I assumed we'd meet at the bar, whatever I don't care. Whatever I don't care. Poți să spui mai ușor niște lucruri pe care altfel nu prea-ți vine a le spune pe gură. Iar cumva telefonul te ajută să de multe ori să fii altcineva. M-aș fi așteptat să ne punem la punct cu gramatica, ortografie, ortoepie, punctuație și toate cele. Se pare că nu și din contră, mie mi se pare că sunt deplasată în momentul în care insist cu gramatica și cu punctuația, că nu văd neapărat același lucru de la persoana cu care interacționez. Concluzia e inevitabilă. Ca să reduci greșelile, trebuie să scrii mai puține cuvinte. Așa că Snapchat, principalul rival al lui Facebook, a demonstrat că poate funcționa bine mersi și pe post de mesagerie, cu filmulețe sau fotografii care vorbesc de la sine, pe care aplici un text minimal. O dovadă în plus că umanitatea a început să gândească simplisim în imagini. În fond, numai un poet naiv ar putea crede că Tudy Ionescu și Oana Zăvoranu mai aveau nevoie de cuvinte. Plus că ajungem să ne exprimăm stările prin niște emoticoane. Care să ajute puțin mesajele scrise, pentru că lor le lipsește prozodia pe care o are limba vorbită și atunci trebuie să te exprimi într-un fel sau altul acolo. În loc să spui unui om te iubesc, îi trimiți o inimă care pulsează. Și se investește foarte mult în chestia asta, adică e multă știință în spatele lor și se lucrează cu oameni care au mult background pe emoții, pe felul cum se manifestă ele pe față, astfel încât să construiești fățucele alea mici, să fie expresive, să ajungă la privitor sau la cititor. Happy Valentine's Day. Shut up. It's the most beautiful shut up I've ever heard. Psihologii spun că se pierde profunzimea mesajului și subtilitatea limbajului non-verbal. Iar la câte messenger-uri s-au instalat în dosarul Microsoft, aș zice că pe undeva s-au rătăcit și niște bani. Și, mă rog, am citit o fel de cărți din astea de productivitate care îți spun că de fiecare dată când vrei să muncești și ai o notificare, ai nevoie de 11 minute ca să te întorci la munca ta, să te poți concentra. Yammer, Pidgin, Slack, HipChat, Chatter, Kanban, Hangouts și, inevitabil, grupuri și grupulețe pe Skype. E ceea ce folosesc firmele din secolul 21, de la underdogi la multinaționale, pentru așa numitul chat intern de companie între angajați. În 2015, Facebook lansa serviciul Facebook at Work, apoi aplicația aferentă, Work Chat. Deci, mi-e teamă că ne-au înconjurat. Nu mai am nimic de adăugat, dar deja mă simt obligat să vă scriu ceva drăguț pe o burtieră. Pe de-o parte e bine că lumea comunică, pentru că altădată comunicai, nu știu, aveai rude în America,
le scrieai o dată pe lună și te auzeai la telefon de două ori pe an. Noroc că America a descoperit cum să comunice mai eficient cu ea însăși, enorm și colorat, cum se fac neoanele în Las Vegas. Am fost acum în America și toată lumea era... Ce faci? I'm snapchatting. Și cumva am senzația că eu nu mai stau de vorbă cu tine, ci stau de vorbă cu un telefon. Adică oamenii au ajuns să nu mai trăiască viața prin ochii lor, să nu mai vadă și să vadă totul prin intermediul unui ecran. Da, și că tot vorbeam de America, acolo toată lumea text. Deci nu sună nimeni pe nimeni, toată lumea dă SMS-uri, care altfel se cheamă text în limba lor. N-am înțeles că de foarte multe ori ești la volan. Dar este metoda pe care eu o folosesc cel mai des. Un recent studiu Deloitte arată că 40% dintre posesorii de telefoane mobile folosesc chatul în primele 5 minute ale dimineții. Și mai rezultă ceva interesant, că un sfert dintre utilizatorii de smartphone din țările dezvoltate poartă cam o convorbire vocală pe săptămână, în condițiile în care au nenumărate conversații de tip mesaj. E ca atunci când chemi o firmă, ca să constate că suma viciilor rămâne constantă. Nu-mi imaginez că aș putea fără, dar poți. Eu, de exemplu, am stat în India timp de o lună, n-am folosit telefonul primele 3 zile, am avut așa o panică, după care m-am simțit foarte bine, m-am simțit foarte liberă. Pentru că, dacă te uiți, tendința merge către simplitate, către lucruri minimaliste, către meditație, către yoga, către întoarcerea la noi. Here we go. Did you hear about One Direction? Huh? Okay. You okay? All right. Dă remarcat că mai există oameni care se exprimă totuși în cuvinte. Iar despre cum influențează textingul isteric, lexicul limbii engleze, se scriu deja teze de licență. Sunt firește tezele tocilarilor, care încă mai știu să scrie cât de cât corect. Nu știu FYI, for your information, LOL îl știu de mult. A, NTZ. Altfel îi apreciez pe aia care le știu pe toate și le folosesc și... Păi, cred că sunt. Adevărata revelație e totuși alta. Compania canadiană Kik a lansat recent un magazin virtual de chatbots. Niște roboți de chat capabili să dialogueze cu utilizatorii unui site și să extragă rapid informații relevante dintr-o cantitate uriașă de date. Deci, acesta este practic viitorul paradoxal al chattingului. Să vorbești singur cu roboții. E o iluzie că aceste telefoane și acest chat wave te face să te conectezi cu cât mai mulți oameni, dar de fapt ești din ce în ce mai singur. Jesus, you are priceless. Aww. You're the one who's priceless? E o concluzie la care am ajuns, eu fiind o persoană extrem, extrem de conectată. Aveam 2 telefoane care veșnic sunau în continuu, iPad-ul, laptopul, notificări peste notificări. O abundență de informații care ne cam sugrumă. Și eram un coșmar pentru prietenii mei când ieșeam afară, pentru că atunci când ieșeam la mese, nu făceam decât să stau pe Facebook, să stau pe Instagram, să stau pe Twitter, foloseam la momentul respectiv, și niciodată nu eram prezentă cu cei care erau acolo. În momentul în care tot primești și tot știi și tot ești așa de updated cu tot ce se întâmplă cu cei din jur, dragi, nedragi, cum or fi ei, cred că te desensibilizezi un pic și își pierde din semnificație ceva acolo, nu știu să zic ce anume. Și cumva am trecut în partea cealaltă, în extrema cealaltă, în care, în momentul în care cineva face ce făceam eu, mă opresc, tac din gură și aștept să termine. Și cumva oamenii sunt, ce faci că te ascult? Mi-ar plăcea să fii prezent.